I-ați revenit pe canalul nostru de YouTube, e o nouă zi, ne vedeți aici, pregătiți de plecare, unde mergem oare? Mergem să mai spargem al doilea purcelaș, săptămâna trecută am spart pe primul, știți voi, cu faza cu televizorul. Mulțumim de felicitări și cei care sunteți cu Samsung și cei care sunteți cu Sony, mulțumim frumos, să știți că l-am savurat pe deplin, am făcut câteva seri de film. Eu nu-ți ascultă muzică mai mult când plec eu de acasă, că atunci poate s-o dea la tare, cu bubuială, cu toate alea. Pentru că nu deranjez vecinii, că e în timpul zilei și seara după 10, știți voi povestea. Nu deranjăm ca să nu fim deranjați. Da. Dacă vreți să vedeți ce televizor ne-am luat și sistemul de sunet la care încă mai trebuie să mai adăugăm ceva, dar peste vreo lună, două, că sunt prea multe așa la un loc, uitați-vă la vlogul trecut după ce-l vizionați pe ăsta. Dar în concluzie, astăzi mergem la același magazin ca să luăm ultimul gadget și cel mai nou din dotarea noastră, care va fi o cameră, o nouă cameră. Cred că ne vedeți destul de bine și cu asta, doar că la anumite lucruri pe care le mai facem noi, necesită calitate mai multă, necesită un procesor mai bun, o lentilă mai bună și cameruța asta și-a cam făcut treaba în ultimii 5 ani, cam tot așa. Tot așa în perioada de Black Friday am luat-o, că a fost cu vreo $200 mai ieftină. Și-a venit cu obiectivul de pe care ne vedeți acum, care între timp a și câștigat câteva zgârieturi. Spre norocul nostru nu se văd la filmare, dar ele sunt acolo. Ne dorim o cameră mai nouă și sperând că pe viitor o să mai călătorim și tot timpul duceam lipsă de o putere asta de focus rapidă, să putem pune un obiectiv mult mai mare pentru distanțe mai lungi. Când am fost la Yellowstone, am simțit puternic lipsa unui aparat mai performant și multe altele așa, și în proiectul meu cu artă, și pentru arhitectură, și pentru voi. Asta în sfârșit, că data trecută noi ne-am lăudat între ghilimele cu ceva care ne face nouă bine, că ne uităm la un televizor mai bun. Acum să sperăm că achiziția asta o să vă îmbucure și pe voi, cei care ne urmăriți de fiecare dată, cu o imagine și mai bună, pentru că mulți ne-a spus că vă uitați la noi 4K la televizor. Și poate să avem și noi acum clipulețe 4K. Eu am mai făcut 4K-uri, întrag vloguri, dar nu știu ce 4K scoate GoPro-ul. Scoate câteodată destul de bunicele, dar e și în funcție de lumina pe care o ai și dacă zile noroase. Chiar dacă îl pun pe 4K, nu iese chiar așa de 4K. Camera noastră, atunci când avem lumină, ne bagă pixel și purici. Nu mai reușește să focuseze. Dacă îi duci mâna în față, nimic. Face foarte greu focusul și, da, așa cum zice Oana, ca să plantezi, ca să montezi pe ea un obiectiv mai puternic, nu poți să faci, cel puțin la cameruța asta, pentru că trebuie să-i pui un adaptor body-ul. Și adaptorul ăla nu face față ca să pui un obiectiv mare. Deci nu procesează, ca la calculatoare, cam aceeași poveste. A fost bună până acum și o să fie în continuare. Nu vindem camera, nu o dăm, nu o aruncăm, pentru că sunt multe momente în care nu o să, de exemplu, la școală nu știu dacă o să mă duc cu camera asta așa de scumpă în campus. Probabil că o să o duc în continuare pe asta. În studioul meu prăfos, cu plaster, cu siguranță nu o să intre camera respectivă, o să intre camera asta. Așa că în continuare, bătrâna noastră cameruță o să rămână în echipamentul nostru. Nu mai lungim, că am lungit-o destul. Plecăm la drum și dacă o să reușim să filmăm și în magazin, nu știm care e politica lor, o să încercăm, o să întrebăm la intrare. Dacă ne dau voie să filmăm, atunci o să vedeți și partea de televizoare, cum am făcut noi selecția pentru televizorul din clipul trecut, că sunt expuse acolo. Pe... Vedeți acolo dacă vreți să ne certați, oricum acum e prea târziu, deci televizorul rămâne, mie îmi place maxim, nu se mai schimbă, că am văzut că unii dintre voi ne-a spus că voi sunteți cu Samsung, altă echipă a fost cu Sony, cred că e aceeași luptă ca și Apple cu Samsung, cine-i cu Android și cine-i cu iOS. Dar da, mergem. După aia să știți că mergem și pe la Casco și Jerry, așa că o să vedeți și altceva în clipul ăsta, nu doar tehnologie. Am plecat la drum, dar fără pușculiță. Am zis că am spart-o, dar n-am luat-o cu noi, am lăsat-o spart acolo, pe masă. Mi-am uitat portofelul. De data asta nu am salvat niciun... De fapt am carduri salvate în Apple Pay, dar nu am cardul ăla de care avem nevoie să plătim. Cum am mai vorbit noi în clipurile sau într-un singur clip de fapt pe care l-am făcut cu credit carduri, poți folosi
credit cardul în funcție de cumpărătura pe care o faci și o să iei poate că 3, poate 4, poate chiar 5% înapoi. Și dacă cumperi ceva de 1000, de 2000, de 3000 de dolari, cei 2-3% chiar se simt. Magazinul ăsta se numește ABT și am venit aici pentru că în ultima vreme Best Buy-urile, care erau super populare în America, de fapt era cam singurul magazin de electronice, s-a cam golit. Adică ultima dată când ne-am dus la două dintre ele, nici nu mai aveau camere expuse, cred că mai era doar un GoPro și ceva Canon mai vechi. Dar nici vorbă să poți să mergi și să pui mâna pe o cameră. Plus că aici la ABT mai poți să negociezi câte 100 de dolari. Mai mult nu, că na, astea sunt camere pe care toată lumea și le dorește și prețul nu scade niciodată, pentru că își păstrează o marjă tot timpul la aceeași valoare. Prețul e impus de vânzător, de fapt de Sony. Uite o poliție aici. Da, prețul e pus de Sony și dacă ei spun de la centru că mergem în jos 200 de dolari, pentru că sărbători, pentru că eu știu ce motiv, aia se întâmplă. Asta este magazinul. Eu nu își pune microfonul. Să știți că nu e sponsorizat, am vrea noi. O să plătim din bănuții noștri camera, doar că e un magazin destul de interesant, probabil cel mai bun din Illinois pe partea de electronică și de asta vrem să filmăm puțin înăuntru experiența asta. Dar nu ne-au dat niciun bănuț ca să-i promovăm. Bănuiesc că se vede oricum și din imagini cât e de mare complex. Chiar și poliția îi păzește pe băieții ăștia. Aici este colțul care ne-a convins să trecem pe Sony și am avut variantele astea 4 de televizoare, cel de acolo fiind cel mai ieftin și cel de acolo, de jos, nu? Da, e televizorul pe care noi l-am luat. Și am văzut o comparație pe partea de negru și atunci am zis că ok, hai să facem update-ul ca să îl facem o dată și bine pentru cel puțin următorii 4 ani. Da, ideea e că următoarea variantă mai sofisticată ar fi fost cel de sus. Dar și prețul mergea la 3000 și ceva. Da. Hai să vedem, nici mai știu cât era prețul. Da, 4999, 998. Ăsta de aici și cel de aici. Wow, ce bine se vede și ăsta. Mamă. Cel de aici e as shown 3500. Plus taxe, bineînțeles. Și aici e sistemul lor de sunet, soundbarul lor. Și subwooferul acolo jos. Dar pentru că ei ne-au pus aceeași imagine pe toate patru, am putut să vedem. Asta e un loc în care vii și nu cumperi neapărat. Poți să cumperi sau poți să nu cumperi, dar în schimb poți să te așezi pe scaune, să te bucuri de un masaj la spate. Au acolo vreo 4 scaune și chiar am văzut că pe site-ul lor fac reclamă la chestia asta. Copiii au un loc de joacă unde poate să sară pe trambulină, oamenii mari să se delecteze, chiar citind o carte dacă vor. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time running around, keeping people pleased. Am ajuns în locul meu preferat. Ia priviți aici minunăția asta de acvariu.
Nici nu vreau să mă gândesc dacă Vasile și Dexter ar ști că există așa ceva. Ne-ar da părinți denigrați. Ia uite cât sunt de frumoși. Și aici, pentru că ei sunt foarte mândri de acvariul lor, au și informații legate de toți peștii pe care i-au în colecție. Impresionant. Și se vede că e îngrijit excepțional. Apa e cristalină, peștii arată foarte bine, fericiți. Duc o viață fără nicio grijă. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la-da-da-da. Asta este camera. Vedeți acolo prețul, 2498, dar deja am discutat și o să ne mai dea $150 reducere extra. Vine împreună cu obiectivul pe care îl vedeți aici. Ne-am hotărât să o luăm. Am făcut plata, dar urmează să mergem să o ridicăm, pentru că ridicarea se face undeva în partea aia de acolo. Vedeți, Ionuț e cu risitul, cu bonul în mână și mergem cu bonul respectiv în zona aia de acolo. E făcut așa în special încât tu să mai poți să te plimbi prin magazin fără să car după tine cutiile și așa. Aici au doar zona de display. E mult mai frumos. E așa un pic o senzație așa de galerie. Acum mă uitam că un stabilizator din ăsta puternic, ăsta într-adevăr îți ține și telefonul, dar ține și camera. E foarte puternic, dar e și greu la mână și dacă mai trântești o cameră, apoi ăsta ține, îl simți. Ai, de la DJI. Da, dar cu siguranță. E pe trei axe? Își face treaba, da. E foarte, foarte greu. Asta nu poți să-l ții în mână pentru un vlog. Filmezi cadre speciale cu el. E bateria terminată și nu pot să-l pornesc, dar e tare. Și vezi, poți să-l pui și pe suport dacă vrei. Dintre căștile pe care le am la camion, e asta mică, Yabra. E $79 aici, Yabra sau cum s-o numi. Dar văd că stă bine la preț. Minunea asta mi se pare foarte interesantă pentru cei care călătoresc mult. Aici pus toate variantele de prize pe care le poți găsi în Europa, America, Anglia. Minunea asta se demontează și găsești tot ce vrei în ea.
Când eram mai mic, dacă mă prindea tata la așa ceva, îmi rupea mâinile. Uite, la doar minunatul preț de 600 de dolari. Începuse să fie la noi în sat jocuri din astea, dar nu eram atras de păcănele de felul ăsta. Jucam Street Fighter. Acum mai joci tu PlayStation. Da. Uite, Street asta îmi place. Ia uite. Ce frumos mod de a-ți pune colecția de vinuri. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. Și momentul adevărului. Interesant că vine deschisă. Sau nu știu care e ideea. Probabil așa e la sun. Verificăm puțin înainte că magazinul e la jumătate de oră de noi. Controlul de calitate. Să nu venim încă o dată înapoi. Nu are nicio scurtură. Mi se pare interesant că Sony nu a ales să împacheteze, să videze, să tragă în folie. Da, e un pic ciudat. Aparatul, nici cutia, partea exterioară, dar nici în interior. Cam asta e. Zoom acolo și obiectivul și strap-ul, tot. Dark against it all, but made it through the day. 'Cause I find my way, I find my way. In bad times, I know I'll be okay. Dacă tot am luat pe partea de tehnologie, trebuia să venim să umplem și frigiderul, măcar cu ceva fructe, ceva legume. Așa că ne-am oprit la Jerry, că suntem la 15 minute de magazin. Și am venit. Eu nu ți-o zic să nu mă ne mai oprim, că am cumpărat atâta tehnologie, ne ține de foame, nu e nicio problemă. Da, eu am zis că totuși o rodie, un mango. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. Să credeți, am ajuns și la Castro, că e magazinul preferat al lui Ionuț. N-am lăsat destui bani la Jerry. Nu pare aglomerat prea tare. Eu ești după coșuri, când e gol aici de coșuri, înseamnă că e băleat. Aici încă mai au tot felul de promoții. Uite și purificatorul de la Dyson. Uite, de la 550 dolari la 430, varianta asta micuță, parcă aveau și o variantă mai mare. Televizoare de astea nu ne mai interesează.
Eu nu ți se duce să-ți facă inima mare în caz că găsește un deal mai bun. Varianta noastră de televizor, dacă o luam de la Casco, era aceiași bani, doar că avea garanție pe 5 ani oferită de Casco. Deci dacă sunteți în America și vă interesează, asta e avantajul față de Best Buy sau, în cazul nostru, ABT. La Casco avea garanție de 5 ani, fără nicio întrebare, tot defectat, l-ai dus înapoi, eternat. Așa avem garanție doar de 2 ani. Asta am descoperit-o după, dar din comoditate nu l-am mai dus înapoi și să venim la ăștia, să luăm altul. E ok. Whatever we do, we will be all right. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. Well, I'm all for Christmas. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Am adăugat laptele ăsta care s-a desfăcut. Așa arată cumpărăturile de ce venim la Casco, că n-avem nimic de luat. Irv, irv. Nici nu te uiți pe bun. Te-ai uitat pe bun? Nu. Dar știu, e mai bine, nu? $105. $105, na. $105. Măcar e grea totuși. Da. Și apa, apa. Noroc cu apa, asta ține mai mult. Da. Moving nimbly. Did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Am ajuns acasă și ce ați văzut acum în cadrele astea a fost eu încercând să filmez reacția mea așa de unboxing, dar ce să credeți, am uitat să pun microfonul. L-am adus aici că am vrut să fac switch-ul de la lavaliera asta de la Rode cu dead cat-ul și am, nu știu, m-am luat cu entuziasmul ăsta de cameră nouă și am uitat complet. Eu nu ți-o venit când eram de răgata și zice, hei, da, tu ți-ai conectat microfonul. Bună întrebare. Dar o să fac astăzi haul-ul alimentar, vă dați seama ce eveniment, pe noua cameră. O să facem imediat switch. În clipa asta filmez cu umilul nostru Canon M50. O să trecem pe mașinăria asta nouă, care e mult mai grea. Sper să ne obișnim cu greutatea asta, pentru că camera noastră e ușurică, o bagi oriunde, o ții cât vrei în mână, nu ți-o păsește mâna, dar cu asta trebuie să faci puțin antrenament. Și ce să zic, sunt super entuziasmată, abia aștept să o putem controla, ce o să vedeți astăzi așa cu obiectivul de aici, pe care chiar dacă nu este cel mai grozav obiectiv, este cel care a venit în kitul ăsta, a meritat să-l luăm pentru că a venit undeva la $250-300 obiectivul și am zis că, hei, merită pentru banii ăștia, chiar dacă nu e cel mai practic obiectiv pentru vlogging sau fotografie, dar e ok. Pe viitor o să vedem spre ce obiective ne îndreptăm. Dacă aveți recomandări de obiective bune pentru Sony pe partea de vlogging sau fotografie, le așteptăm cu mare drag. Însă, până atunci, trebuie să ne învățăm cu setările, cu toate opțiunile pe care le are camera. Astăzi, ce o să vedeți imediat că facem switch, o să filmez cu pe auto. Așa că și cu obiectivul pe care îl avem aici. Hai să schimbăm rolurile puțin. Am revenit și sunt cu puiuțul nostru
în mână și zic puiuț că uite aici diferență de dimensiune cu ce ați văzut mai devreme, camera nouă și camera asta, dar nu vă faceți griji că o să o mai vedeți pentru că nu renunțăm la ea, e practică, e micuță și am filmat multe clipuri frumoase și am surprins multe amintiri în parcursul ultimilor ani, dar oricum sunt curioasă să văd la edit cum mi se pare diferența asta din ce ați văzut mai devreme și ce vedeți acum. Sunetul e aceeași pentru că am mutat microfoanele noastre de la Rode pe camera cealaltă. Văd așa foarte mare schimbare de nuanțe. Nu știu dacă îmi place neapărat opțiunea asta pe care o ales-o el cu auto. Trebuie să văd la setări și să umblu puțin la lumină și clar și obiectivul contează foarte mult. Dar hai să ne mutăm la bucătărie și să vă arăt ce am cumpărat și în sfârșit să încheiem acest vlog pentru că a fost o zi, trebuia să fie relativ scurtă, dar s-a transformat în ceva obositor și destul de multe opriri. Am ajuns la masă, nu, o să trec așa repede prin ele că nu sunt nimic deosebit. Am luat 6 brioșe și apoi la casă ne-a spus că de fapt prețul e pentru 12 și am mai luat 12 așa cu ciocolată, să ne îndulcim acum pe weekend și săptămâna viitoare. Aici avem și detergent pentru vase, am rămas fără și am să-l încercăm pe asta de la Kirkland tura asta. Dacă nu, tura viitoare trecem înapoi pe Down. Astea le-ați văzut în magazin, legume așa simple și legume făcute fire roasted. Ne plac foarte mult. Noi mâncăm des legume așa simplu cu piept de pui și le facem în tigaie, trase în unt și iese extraordinar de bune și ceva super rapid ce facem după muncă sau după școală când n-avem timp și ne e foame, repede facem niște legume și am bifat cina. Aici am mai luat niște pierogi potato and cheese cu cartofi și brânză. Astea au fost $10 și ceva, 3 porții. Avem aici cina noastră din seara asta, am luat gyros, e așa un kit, foarte, foarte gustos, am mai luat și în trecut, vi-l recomand dacă aveți acces la Casco. Eu îl trag în tigaie puțin ca să-l încălzesc și miroase foarte bine, are gust tare, tare bun. Primiți și tzatziki, ceapă, legume, salată, brânză. E tare, tare gustos. La fel și kitul lor de tacos și ăla îmi place mult. Am mai luat aici Ionuț o brânză. Am făcut și degustare. Au avut acolo sample-uri de testat și au fost tare, tare bune. Și bineînțeles că am rămas și fără lapte. Ăsta este laptele pe care noi îl consumăm. A2. Sunt de la niște văcuțe roșii. E o specie mai deosebită de văcuțe și ăsta îmi pică mie tare bine pentru stomac. Trecem la Jerry. Avem aici morcovi, pâine, pere roșii, am luat și o pungă de rodi, au fost foarte, foarte bune la preț și ultima dată când am luat la Jerry au fost delicioase și astea vin o informație prețioasă de la un mare fan de rodi. Cele de la Casco sunt într-adevăr enorme și gustoase, dar 6 rodi mari erau acum $23. Astea, vedeți aici, sunt mai mici cei drept, dar cred sincer că 2 sunt mai mari decât una de la Casco. Și aici avem 3, 6, 8 și au fost $4.50. Deci categoric o diferență uriașă. Am mai luat și pastrnac, un nap, o pungă de rucola, avem aici ciuperci, astea îmi plac la nebunie, ciupercile și tache și la Jerry sunt la un preț mult mai bun față de ce găsim aici în suburbie. În suburbie e $10 pe libră. Pe când aici, vedeți, stați că nu se vede de preț. Este 5,98 pe libră, cu $4 mai ieftin la Jerry și același lucru. O ciocolată Milka cu Oreo, asta a fost la 99 de cenți, niște roșii Sherry, avem acolo și niște gulii, fac o supică de gulii, așa ușoară, niște ridichi și ardei roșu. Și cam astea au fost toate cumpărăturile, foarte puține la număr, v-am zis că termin repede. În încheierea acestui vlog cu de toate,
voiam să mă laud și să vă arăt puțin din bucuria mea din ultimele zile. Am primit și eu o felicitare și în felicitare, draga noastră urmăritoare Florentina mi-a trimis primul ei ornament de sărbători făcut cu mânuțele ei și nu pot decât să fiu super bucuroasă și abia aștept să îl pun în brăduț. Este splendid brăduțul, decorațiunea. O să arate superb în brăduțul nostru din acest an, pe care abia aștept să-l pun săptămâna viitoare, probabil, după ce trece tot stresul ăsta cu școala. Atunci o să am și eu mindset-ul potrivit ca să mă pot bucura de sărbători și de luminițe și de decorațiuni și să avem așa în jurul nostru atmosfera asta de sărbătoare. Dar mulțumim, Florentina, să știi că mi-ai adus o bucurie mare și mai ales săptămâna asta venind la Țanc, că a fost o săptămână foarte grea pentru mine și mi-a adus așa zâmbetul pe buze. Dar da, asta o să meargă probabil pe frigider în fiecare an, în perioada asta de decembrie-ianuarie. Le mai țin și în ianuarie să mă mai bucur de ele. Pun felicitările pe frigider, așa cu magneți, și să le văd acolo în fiecare dimineață când îmi beau cafeluța și ornamentul o să meargă în produs atunci când o să-l punem. Până atunci, rămâne aici, pregătit. Asta a fost vlogul de astăzi. Eu vă las, o să mă apuc de editat ca să vă puteți bucura de vlogul ăsta mâine dimineață, probabil, adică duminică, și noi am filmat astăzi, sâmbătă. Eu ieri am avut prezentarea pentru studio, a fost foarte reușită prezentarea, dar n-am terminat încă, nu mă felicitați, mai așteptați puțin până săptămâna viitoare, atunci puteți să mă felicitați și ne putem bucura împreună, pentru că mai am descris un eseu de 10 pagini și de făcut un proiect pentru unul dintre clasele mele de arhitectură și na, încă sunt stresată cu astea două, vreau să le bifez și pe ele și apoi abia aștept să intrăm așa în sărbătoare și în odihnă, în special odihnă. Subliniat partea asta de odihnă, de relaxare, de să mă întorc din nou să fac artă, abia aștept să fac artă și că tot vorbim de artă, vreau să mulțumesc, așa oficial, noilor membri ai acestui canal și cei care au ales să ne susțină și financiar și atunci când am repornit partea asta de membership, m-am gândit că să fie mai mult pentru partea asta de artă, așa că toți bănuții, cam oricum toți bănuții ce se adună puținii din YouTube, merg pentru nebuniile mele acolo cu artă, tocmai ce mi-am comandat un nou pachet cu canvas-uri și tot ce-mi trebuie ca să reîncep partea asta artistică. Așa că mulțumim frumos noilor noștri membri de aici pe canal. Să știți că v-am văzut și m-am bucurat de fiecare dată când am văzut că a mai apărut acolo un nou membru. Ne faceți așa să continuăm partea asta de YouTube, pentru că e o muncă destul de mare în spate. Și venim cu feedback pe viitor, pe partea de cameră, după ce o amănuim, după ce învățăm și noi setările și să vedem dacă ne orientăm spre alt obiectiv și care ar fi mai potrivit pentru noi. V-am pupat, nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like și, ce să zic, ne vedem în curând. Pa, pa!